cugetă și acționează ca și cum țara ar fi reîntregită. Și deși era cu un an înainte de prăbușirea Imperiului Ideocratic Bolșevic, eu deja procedam ca și cum țara este reîntregită. Nu vroiam să recunosc nimic, știam că am puțin timp. Mentalitatea mea de atunci era de genist. Genistul este militarul care ori dezamorsează o bombă și ticăie, ori pune dinamita și tot așa. Deci eu știam că n-aveam să fac tot să-i să intră în voie lui Sneagurara, Grevienilor, Moscovei sau nu știu cui Bucureștiu ca să intră în voie și să mă lasă să fiu prim-ministru a Republicii Sovietice și mă domnești. Trebuia să fac repede ce am de făcut. Și atunci am spus, studenții, așa, liceele, ce mai avut? Poliția și cuge și acțiunea, integrarea. Integrarea pe orice cale, orice posibil. A dispărut odiosul imperiu ideocratic bolșevic, lucrurile s-au developat cu totul în altă direcție de care am dorit noi. Eu mi-am dorit și am fost sigur că vom merge exact pe reintegrare, pe revenirea la normală situație din 1940, sau aveam modelul balticilor. Eu pe asta am vizat totdeauna. Cu cât va dura mai mult și va rezista Imperiul, noi mai târziu vom fi sincronizați cu cele trei țări baltice. Spuneam stil țărănesc, noi vom merge cu căruța balticilor, adică împreună, nu rămânem de căruța balticilor. Și spune, ce faceți voi, facem și noi, ce faceți voi, facem și noi. Nu, când au venit, ăștia au apucat-o cu totul pe alt, s-a dus președintele și a semnat la Almata, CSI și cu ață terminat. Și astăzi avem rezultatul acelei politici de atunci. Tot ce avem bun și ce avem rău, s-a pus bazele acum 30 de ani. Cei care au preluat puterea după evenimentele din 89 decembrie au avut un vis să fie și ei în rând cu lumea, cum sunt Cehoslovacia, cum este mai ales Ungaria, Bulgaria, să restabilească relațiile cu Uniunea Sovietică, dar pe alt palier, așa, deci să... că asta era și ideea lor, vom încheia un tratat, dar mult mai bun decât acel istoric. Acum am ceva cu libertate, cu circulație. Deci ei aveau un singur gând, să se împrietenească și numai când au intuit și n-au prevăzut prăbușirea Imperiului, dar din răzputere au vrut să fie, să ar demonstreze că ei ar putea deveni cei mai buni prieteni al lui Gorbaciov. Și ei de atât n-au fost prieteni cu Gorbaciov, cum a fost Kadar, cum a fost Honecker, cum a fost Živkov, din cauza ăstuia care a murit. Plus de asta au mai avut încă o meteahnă conducerea noastră la București, că sunt situativi. Sunt mari meșteri la operativitate, la combinații. Așa, tactica, acum si cum sa. La strategie, anticipare, nu, dar ce trebuie anticipare? Eu acum am un an, am doi, am patru. Deci asta a fost. Nu au avut un proiect de țară, nu au avut în cap reîntregire, n-a fost. În 1990, conducerea de la București avea un singur lucru, să se repare toate gafele în ghilimele. Pentru că n-au fost gafe a lui Ceaușescu în relație cu Moscova. Noi umblăm prin țară, amenințează taburile sovietice, convingem lumea să nu participe la referendum ca să perpetueze imperiul. Între timp, exact atunci, la Moscova, domnul Iliescu, domnul Gorbaciov semnează. Și eu am spus atunci, și voi repeta de câte ori voi avea ocazia, am resimțit acest lucru ca un cuțit în spate. Și asta mi-au spus-o și estonienii, litonienii și letonii. Adică cum ies asta? Fică e o gură de oxigen, o mână întinsă lui Gorbaciov și o lovitură în mișcare de liberare națională a popoarelor captive. Majoritatea deputaților
din Parlamentul de la Chișinău, care erau pe puțin, 80 maximum pe linia care au intrat în Parlament pe listele Frontului Popular de Moldova. Așa au crezut că este o etapă de trecere. Votăm independența și următorul pas, fiindcă așa reieșea și din declarația de independență. Următorul pas va fi reîntregirea și va fi reunirea cu țara. Spre deosebire de ei, eu aveam o problemă, să votez sau să nu votez. Fiindcă nici asta nu mă interesa. Și am în gând, așteptând să se pună la vot, gândeam, ce rău îmi pare că acest e naiv, n-a grăbit puciu să mă fi prins pe mine prim-ministru. Sau invers, ce rău îmi pare că nu s-a mai rezistat, n-a mai tergiversat, că am fost dat în mai și să mă fi început să fi fost prim-ministru. Și atunci dacă se întreba altceva, nu votau așa. Eram conștient că în aceeași zi, în aceeași clipă, dacă nu am fi votat chestia asta, Armata a 14-a închidea Nistru. Fiindcă deja era proclamată Republica Moldovenească Nistreană și Kievul și cu Moscova erau primii care recunoșteau Republica Moldovenească Nistreană. Și atunci noi rămâneam, așa cum suntem, rămâneam cu fără ei, dar... Și da, dacă nu vroia București, îmi spunea mie cineva atunci, zic că nu l-ar fi întrebat nimeni pe domnul Iliescu. Imaginați-vă că Bucureștiul ar fi aflat că la Chișinău au reconfirmat actul de la 1918, așa reunirea, că se declară independență total pentru odată și pentru Uniunea Sovietică, avea să îndrăznească președinția de la București sau guvernul, în 24 de ore erau măturați. Visul meu legat de reîntregirea țării, patriei mele, România, nu poate face, nu pot face bunii în trecut, bunicii în trecut, nu pot face nepoții în viitor, nu pot, el se face aici acum. Cei care generația de ce au ei nevoie? Noi am vrut și am zdruncinat din încheituri și-am dramat o bolșevică și-am prăbușit-o. Așa cum fac careile, știi? Rod, 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 până se prăbușește. Prăbușește copacul putred. Este asta, este. Deci nu am... Eu sunt fericit. Ei sunt, în primul rând, ei sunt liberi. În primul rând, sunt, au dreptul să se... Au dreptul... Nu cum așa, deci ce ați vrut dumneavoastră ca să plece din satele Republicii Moldova și să întoarcă înapoi în colhozul lor? Poate că au pretenții unii că de ce nu se întorc? Cei care îi critică pe tinerii basarabeni, care au venit la studii în România și nu se mai întorc în Basarabia, să le spună, să se blameze și să le pună în față un singur reproș. Domnilor, de ce n-ai rămas în satul tău din Ocneța, din Arășcani, din Cimișlie, din Cahul, din primunea astea, dar te-ai dus la Chișinău? De ce n-ai rămas în golhozul natal? Nu-i problema asta, deci... Cugetă și acționează ca și cum țara fie reîntregită. Dacă un tânăr de dincolo de Prut și-a găsit de lucru la Botoșani, e tot în țara lui. Și-a găsit de lucru la Timișoara, e tot în țara lui. Deci nu se pune problema. Asta trebuie să înțeleagă și Bucureștiul și Chișinăul. Federația Rusă este în situația Uniunii Sovietice din anii 88-89, deci la finele anilor. Cam 89-90. Deci, indiferent ce se întâmplă cu Republica Găgăuză, cu Republica Moldovenească, Nistreană și cu Republica Moldova, Rusia va avea probleme. Ceva trebuie să se întâmple, ceva foarte grav, așa cum s-a întâmplat cu Uniunea Sovietică. M-ați înțeles? 2. Ucraina. Ce se întâmplă în Ucraina acum e complicat. E complicat, fiindcă ei au făcut cam ceea ce au făcut și la Chișinău. Dar nu știu dacă domnul președinte Zelenski se va descurca mai bine decât domnul Dodon sau invers, Dodon mai bine decât Zelenski, e ceva. Așa că eu cred că România și românii din Basarabia
ar trebui să se pregătească foarte serios. În ce sens? E foarte rău când ne prinde iarna fără conducta de gaz. E foarte rău că noi n-am terminat nici conexiunea electrică, linia Băl-Suceava din altă tensiune, Isaccea-Vulcănești, n-am făcut chestia asta. Deci noi n-am făcut nimic pentru a schimba. Practic, noi n-am făcut nimic și nu facem nimic. Dar este exagerat din partea mea să spun așa ceva. Noi am realizat o chestie nemaipomenită. Victoria noastră a românilor basarabeni este atât de mare că nu vă puteți imagina. N-au avut Basarabia nici în cei 100 de ani de țarism, 112 ani. Niciodată n-am fost mai aproape de adevărul, de adevărul nostru ca acum. Nu poți să faci politică sau nu poți să faci nimic să rezolvi probleme în acest plan dacă nu ai doi factori. Putere economică, putere economică și putere politică. Și într-un concurs împrejurări a fost o persoană care, acum câteva luni, avea putere politică, indiscutabil, și avea și putere economică. Uite, având situația lui Plahotniuc, putere politică și putere economică, el putea să facă chestia asta, să facă integrarea cu România și integrarea europeană și era în Europa. Dar evident, gărgăuni în cap, cine a băgat? Nu, iarăși, ca agrarienii, Moldova noastră, a treia, a patra cale, nici cu una, nici cu alta. Și atunci te-ai prăbușit. Integrarea pieții muncii. Orice cetățean al Republicii Moldova trebuie să se găsească din lucru, așa cum unul de la Rășcani sau unul la Cahul își găsește la Chișinău. Nicio problemă. Noi, colecționarii de timbre, noi, apicultorii, noi trebuie să nu să ignorăm și pe cei de la București, și pe cei de la Kiev, și pe cei de la Moscova, și pe cei de la Chișinău și să ne integrăm. Așa, nu vorbiți de iubire, iubiți-vă, nu vorbiți de unire, despre unire, uniți-vă. Dom'le, n-ai nevoie de chestia asta, e permanent, vor să vorbească despre unire. Hai că noi ne iubim, nu. Nu e, despre asta nu vorbește. Generația mea și-a făcut datoria. Făceți-vă și dumneavoastră, dar să știți ce vreți. Faceți ce vreți. Cine vă împiedică?